Așa cum spuneam, este o piesă care prinde, eu aș paria că va fi unul dintre hiturile uh, verii, ce zici, Denis? Eu sper, eu sper. <laughs> Spune cum a fost compusă această piesă, cum a fost colaborarea cu Ina. Da, e știi cum, o poveste standard. Uh, am compus piesa cu băieții la, la munte, cu producătorii cu care lucrez eu cel mai mult. Uh, cu Sebastian Barac, cu Marcel Botezan, cu Alexandru Cotoi. Uh, schița, după ce a fost creată, uh, auzit-o și Alexandra a.k.a. Ina. Da. Uh, și a spus că i-a plăcut. I-am propus să hai să o facem atunci împreună. Că eu cred că o să iasă mișto cu vocile noastre împreună. Am făcut piesa, am lansat-o și uite-o că acum sună din... Uh... Sau de la radioul și din, din ce în ce mai tare dacă studio, e să, da. da dacă e să ne gândim a fost o inspirație de moment sau ai gândit o special acum că vine vara și că avem nevoie de asemenea ritmuri Nu, pe mine piesa da, a fost compusă în iarnă de fapt, pe mine m-a inspirat foarte mult chitara care a fost trasă de Alexandru Cotoi. deja era seară, urma să ne culcăm. Și el stătea pe o canapea și cânta linia asta melodică la o chitară. Și am spus, ia trage-te, rog, frumos la chitară linia asta să o avem -so înregistrată. Și, efectiv, am făcut strofa foarte rapid, în 15 minute, și după aia am zis, hai să căutăm niște linii de refren. Și când m-am pus la microfon, am înregistrat liniile de refren la un loc cu versurile, adică versurile au ieșit pur și simplu. Am zis, Bro, dacă atât de ușor a ieșit toată... Toată această emoție, hai să o lăsăm așa. Și așa și așa a rămas. Denis, admir foarte mult la tine acest cuvânt. Îl folosești destul de des, emoție. Cred că ești unul dintre artiștii care se lasă ghidați de emoție, în primul rând. Despre tine se spune că ai acel aer misterios. Uh, cel puțin uh, asta este senzația multora dintre cei care te urmăresc dar este mister și seriozitate în același timp și mi-aduc aminte că într-una dintre întâlnirile noastre ai spus așa, eu nu sunt decât un om simplu, uh, dar să știi că se ajunge și foarte greu la această simplitate am 10 tricouri albe și 10 tricouri da, da, și, da. Uh, albe și 10 negre, negre. Da. <laughs> da. până la urmă această simplitate te ajută să, nu știu, să ai o viață la fel de simplă sau îți aduce nu, acel face grad viața complex? Nu, mai frumoasă și mi feră mai mult timp. Simplitatea asta, în primul rând, îți economisește foarte mult din timp, îți trează foarte mult din oameni de care tu nu ai nevoie în viață și ți lasă doar pe de care tu ai nevoie. Simplitatea și sinceritatea sunt niște chei pentru mine și niște unelte de care eu mă folosesc la modul cel mai practic. Adică sinceritatea mi oferă posibilitatea să triez uh, persoanele pe care nu le doresc sau care nu s-ar potrivi cu mine în viață. Pentru că atunci când ești sincer cu un om, îți dai seama din start dacă e persoana aia făcută să-ți fie prieten sau nu. Ai mulți prieteni? Uh, exact atât cât, uh, cât e răbuie. nevoie. Da. Iar uh, simplitatea mi oferă uh, foarte mult timp pe care pot să-l folosesc uh, în scopuri faine, sau plăcute. Adică acele 10 tricouri albe și 10 tricouri negre mi economisește foarte mult de din timpul ăsta pe care foarte mult îl cheltuia legând cu ce o să se îmbrace azi. Ei bine, pentru mine e foarte simplu. Am luat azi un tricou negru pe mine. Este asta mi-a luat efectiv Trei secunde ca să leg de pe un oraș, un tricou uh, care îl văd că nu e, <laughs> da. e șfonat, e călcat, e bine. N-ai deci dilema, oare cu ce mă îmbrac, eu. da, oare cu exact. ce mă îmbrac mâine. Uh, același lucru spunea și Damian Drăghici într-o într altă întâlnire pe care am avut-o aici la radio. Este o practică folosită. Mă bucur, da. mă bucur, pentru că mie Damian Drăghici mi se pare un om foarte practic și foarte inteligent. Da, e pe aceeași tipologie și el îmi spunea că uh, nu a fost de fapt ideea lui, ci ideea lui Elon Musk, Uh, pentru că um, oamenii geniali ai planetei fac cam același lucru. Își uh, folosesc mintea pentru lucruri cu adevărat importante, iar detalii, cum ar fi îmbrăcămintea, le lasă undeva. Cred pe că s-a referit la Steve Jobs mai, mai degrabă. Și la Steve Jobs și făcea și el uh, același lucru. Iar uh, Iarăși, mă reîntorc la discuțiile pe care uh, le-am avut de-a lungul <coughs> timpului aici la Radio România Actualități. și aș vrea să. Uh, întotdeauna mi-am dorit să-ți. O adresez o întrebare, n-am avut niciodată timp pentru că incredibil de, de repede trece timpul. Spune-mi adevărat că tu nu ai avut încredere în tine și că ți s-a părut că vocea ta nu e pentru cântat? E, inițial, da. Serios? Da. da. De adică ce? inițial eram, făceam doar finger la chitară, adică făceam studiul la chitară, efectiv. Și după aia, pe la vârsta de 25 de ani, am dat un refren și am zis că ok, e posibil să iasă ceva din asta. Și cine ți-a dat această încredere de a-ți uh, folosi vocea alături de piesele tale? A venit, a venit treptat, să știi, adică uh, nu, nu a fost ceva spontan. O, acum o să mă apuc de cântat. Nu, a venit așa de la zi la zi până când într-o într într perioadă țin minte că aveam deja o strofă compusă sau o bucată de schiță, i-am arătat unui prieten, mi-a spus Bă, să știi că ar putea să iasă ceva din treaba asta uh, a mers mai departe și tot așa, adică până la prima piesă lansată pe YouTube, în care am văzut că oamenii reacționează foarte, foarte fain. Și am zis că, ok, atunci, atunci trebuie de mers înainte. Știi că prima dată când ai apărut pe piața muzicală din România, au fost mulți care te-au confundat cu Sergiu de la Carlos Dreams. Da, da, da. da. După din care, din cauza accentului. Da. Și cumva eu cred că era accentul de cauza. Dar, vezi că, cu timpul, lucrurile s-au așezat. așezat eu, eu zic că s-au așezat total, adică oamenii nu ne mai confundă, deja Și... accentul e același în continuare, dar timbru vocal e. Tot diferit. Și dacă mai sunt încă persoane care uh, stau la îndoială și își pun semne de întrebare, cred că ar trebui să invităm uh, în concertele pe care le veți avea împreună. Urmează trei concerte în București, începând de uh -huh. joi. Uh, unul dintre ele este la Romexpo, alături de Carla's Dreams și de Irina Rimes, ceea ce vă leagă. Asta pentru perioada următoare. Da, azi, da? Da, da, la da. asta mă refer. Ceea ce vă leagă, uh, cred că nu e doar pasiunea pentru muzică, dar și locurile natale. Din Republica Moldova, trei tipologii diferite de artiști, dar mai vreau să te mai întreb ceva, Denis. În afară de această, nu știu, faptul că lumea te confunde sau te-a confundat cu Sergiu, eu am descoperit în piesele voastre o confruntare și o să-mi spui dacă greșesc sau nu. Nu cred în două răsărituri. Este una Asta dintre. Confrut, este un vers. Un pe salut, care este un salut. Este un salut liric, da. Deci este o, un vers pe care eu l-am regăsit în piesa uh, lui Carlos Dreams. Da, e un salut liric și e, e un gest foarte frumos, de fapt. Adică oamenii, nu știu dacă majoritatea oamenilor s-au gândit în sensul ăla, dar de fapt uh, el a confirmat cumva uh, aceste versuri prin acest salut liric, versurile din, din poezia mea. Prin da. acest salut liric Nu cred, în două răsărituri La da. rândul tău ai făcut același lucru, ai răspuns la salut? Da Serios? Da Da? Cu ce piesă? Sau cu ce vers? În, în piesa, sigur, versurile nu le spun Las <laughs> ascultătorii să, să le găsească Da Dragostea dăruită necondiționat Este super puterea unui om, așa ai spus la un moment dat în general, mama oferă acest tip de dragoste. Știu că mama ta reprezintă o persoană, poate cea mai importantă persoană din viața ta. Este, mama, eu, eu cred că mama este cea mai importantă persoană din viața oricărui uh, om. Mama și bine, și copiii deja, dar vezi cum uh, gama e aceeași, culorile sunt diferite. În, în general, eu cred că dragostea e. Uh, nu doar cea necondiționată, ori orice fel de dragoste este. Uh, este o superputere, dar cea necondiționată e efectiv te apropie tot mai mult și mai mult de Dumnezeu. Adică, cât mai mult dragoste necondiționată ai în tine, uh, cu atât mai mult tin să înțelegi lumea asta și să o lași să curgă așa ca. Via viața în momentul ăla curge ca un, ca un râu și nu. Un... devii un, un, un fel de antropolog, așa un fel de, de extraterestru care a venit pe Pământ și orice uh, ar face un om. Uh, spre exemplu, poate greșit dintr-un punct de vedere, uh, pentru tine nu e neapărat greșit, pentru că tu înțelegi care e natura umană și tu iubești tot ce te înconjoară pur și simplu pentru că e, pentru că apreciezi viața și toată esența ei, știi? Și asta te apropie foarte mult de Dumnezeu, mi se pare. Aproape mai lăsat fără cuvinte uh, prin aceste, aceste lucruri pe care le-ai enumerat mai devreme și în timp ce explicai atât de frumos, eu mă gândeam Oare ce ar trebui făcut să păstrăm această superputere pe care noi oamenii o avem la îndemână, este vorba despre dragoste, să o păstrăm undeva în suflet la nesfârșit. Dar o să-mi dai răspunsul după ce ascultăm piesa aceasta la nesfârșit în premieră la Radio România Actualități. Mă bucur mult. Sper să, să le placă ascultătorilor. Foarte frumoase aceste versuri. Recunosc că, deși piesa a fost lansată în urmă cu trei luni, e prima oară când, când am ascultat-o, Denis, și mă bucur că ai fost lângă mine. mai târziu. <laughs> uh, da. Cum să facem să păstrăm dragostea, această superputere la nesfârșit în sufletul nostru? Nu știu. Nu știu. Greu. Fiecare are uh, drumul, uh, drumul său către, către această sursă, Hai să spunem așa. Da. Ascultam și remarcam în același timp ușurința cu care scrii versurile. Mi-ai povestit ceva mai devreme și mă gândeam oare de unde vine inspirația unui artist. Pe tine ce te inspiră cel mai mult sau cum faci atunci când vrei să scriu o piesă nouă. Foarte diferit de fiecare dată. Nu se întâmplă neapărat că vreau să scriu o piesă nouă. Se întâmplă în sesiune, adică vii și e mai mult așa un fel de antrenament, dar ideile alea cele mai, cele mai faine, cele mai frumoase, cred că îți vin pur și simplu neîntrebate. Și după aia deja, adică p până crezi punchline-ul respectiv, adică până crezi o metaforă, o figură de stil care te inspiră atât de mult încât din ea începi să curgă o piesă întreagă. Acolo, prim, prima scânteie aia, nu ți vine neapărat că vrei tu, îți vine pur și simplu, dintr-o anumită experiență de viață, dintr-o anumită poveste, poveste sau povestire. Poate să vină și din vid, poate să vină și în somn. Nu, nu contează. Important este să vină. Denis, știi că oamenii fericiți, chiar ieri vorbeam cu un psiholog, Cristian Iftode, și mi-a spus că oamenii fericiți, de fapt, sunt cei care nu neapărat au bogății sau locuri de muncă sau mașini surprinzătoare, ci au relații Relații de încredere cu cei din jur, relații pe care și le cultivă cu mare atenție și mai cu seama această fericire sau împlinire vine din capacitatea fiecăruia dintre noi de a face lucrurile care ne plac. Tu ai studiat istorie, management, psihologie, probabil că lista asta este destul de am, lungă. Am gustat din foarte din, multe domenii și chestii la viața mea, da. Da, așa câte puțin. La, la modul real, nu cred că sunt specialist 100% în niciun domeniu. Dar ești specialist în emoție și cred că lucrul ăsta contează cel mai mult. Cel puțin pentru, pentru mine, emoția este foarte importantă atunci când e transmisă de, de cineva, în special de un artist. Eu, eu sunt de acord. Trebuie să știi cum, cum să, cum să manipulezi cu această emoție. Și ca, ca să poți să, să ai această capacitate, manipulezi nu, nu în sensul rău, adică trebuie să știi cum, cum să trezești emoția asta în oameni. Dar ca să știi cum să o trezești, cred că e nevoie și de un pic de experiență de viață, pur și simplu. Eu nu spun că am foarte multă experiență, dar uh, am, fost, uh, am fost foarte atent în a observa anumite lucruri care s-au întâmplat în jurul meu și în mine pe parcursul... Anilor, hai să spunem așa, iar referitor la ce a spus domnul psiholog pe care l-ai menționat mai devreme, cred că la la bază oricum trebuie să fie o, o liniște interioară. Da, eu sunt de acord că contează foarte mult relațiile cu oamenii, adică și cum sunt relațiile astea în primul rând, dar la bază trebuie să fie o liniște interioară. De oricum este părerea unui filozof și cu siguranță cred că am testat acest lucru fiecare dintre noi. Spune-mi, Denis, dacă această sensibilitate a ta ai resimțit-o vreodată ca un lucru care te dezavantajează? Nu. Niciodată. niciodată. Nu, nu. Bine. Puf. Poate când eram mai mic copil sau elev în clasele primare, poate nu, nu neapărat era, era una tu, să zicem. Dar, overall, e, e un atu. Și, apropo de copilărie, a, am văzut o declarație de-a ta făcută de curând, în care vorbeai despre acel moment în care ți-ai pierdut tatăl la șapte ani a, și povesteai despre o piesă care nu va fi lansată niciodată, piesa despre, despre tata. Ai rămas la aceeași părere de a nu scrie o asemenea piesă sau. Nu e vorba că nu nu vreau eu eu cred pur și simplu că nu o să e foarte complex să scrie o piesă cu care să rămâi satisfăcut 100%. În primul rând, piesa nu trebuie să fie făcută la persoana a doua, adică o să fiu foarte ipocrit dacă o să mă adresez într-o piesă la pertut tatălui meu. Adică și dacă o fac, rămâne doar pentru mine. Adică nu e ca și cum Uh, e ceva de nearătat e, sau e ceva mai degrabă ceva de arătat pentru... dar e foarte ipocrit Adică dacă am o, o chestie cu tatăl ce, Ceva ce vreau să-i spun tatălui meu Eu mă rog la Dumnezeu Și în rugăciunea aia îi transmit și lui Niște mesaje, da? Dar de ce atunci aș spune și altor oameni uh, Mesajul de, de ce aș cânta unui alt om Un mesaj care e făcut să fie La persoana a doua, la Pertu uh, O piesă despre tatăl meu Ar fi pentru un public larg în sensul în care aș povesti cum a fost relația dintre mine și tatăl meu. Și nu ar fi un mesaj pentru tatăl meu neapărat, ci despre. Uite, același lucru îl simt și eu, este vorba despre un alt ascultător care ne trimite mesajul referitor la ceea ce ai spus ceva mai devreme și eu mi-am pierdut tatăl și am avut de învățat de la Denis. <laughs> este un ascultător care tocmai ne-a scris pe Facebook. Denis, mai puțin drag. de 10 secunde ne despart de acest interviu, mini-interviu. Întotdeauna timpul nu mi ajunge Maniela să... Daniela mi mi-a făcut enorm plăcere. Și mie, Denis, și cred că ar trebui să mai continuăm. Sunt convinsă că piesele vor fi pe bandă rulantă, în mintea ta, în sufletul tău și în inima noastră, <laughs> pentru că vor fi lansate cu aceeași emoție cu care ne-am obișnuit. Am păstrat la final o piesă cu moli și aș vrea să mă ajuți, Denis. Mă uit așa în ochii tăi și îți cer ajutorul. Cum ar trebui să prezint? Piesa pe care o vom auzi în uh, imediat aici între prieteni. E o piesă care face parte de pe albumul care urmează să fie lansat pe data de 13 a acestei da, luni. Să fie cu noroc și e, sunt convinsă că așa va fi. Uh, să fie să fie de bun augur, să zicem. Da. Uh, e o piesă încă nelansată și eu o foarte frumoasă. Vă invit să o ascultăm cu Deci se lansează acum, între prieteni, pe frecvențele da. Radio România Actualități. Este un motiv să-ți mulțumesc încă o dată, Denis. Mulțumim și uh, Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități. Nicoleta Turcu este deja pregătită să vă prezinte știrile. Eu sunt Daniela Mihai, ne întâlnim mâine dimineață, imediat după ora 9.